Deși în majoritatea țărilor plata pe cale digitale este tot mai răspândită, românii preferă să folosească banii din portofel atunci când merg la cumpărături. România se situează pe penultimul loc în Uniunea Europeană în privința plăților cu cardul, la coada clasamentului aflându-se Bulgaria. Cei mai mulți dintre noi nu renunță la numerar. Studiile arată că mulți români preferă în continuare să scoată bani de la bancomat în ziua de salariu decât să plătească oricând cu cardul. Să vă spun, mai bine cu cardul, dar, cum să spun eu, suspect câteodată. Nu de cele mai multe ori. Eu preferabil aș fi cu cardul, dar e cam suspect. Folosiți cash? Folosesc cash. De exemplu, acum am cash la mine, dar pentru că nici nu ai unea. Românii se tem de această metodă de plată din cauza că nu au încredere în bănci, iar în cazul pensionarilor, aceștia nu știu cum să-l folosească. Cash, mai bine. Cash. Ce cauză? Da, cu cardul e dobânzile mari și așa. Cash. Cash, pentru că sunt oameni care nu știu, spre exemplu, eu nu știu să scot cu cardul. România nu este o țară digitalizată pe deplin, deși băncile de la noi oferă soluții inteligente. Cu toate acestea, românii sunt la coada Europei atunci când vine vorba să dețină un card bancar, chiar și shoppingul online se termină cu plata cash.